Ședințele de judecată în dosarul lui Renato Usatăi continuă. Avocații lui Usatăi se plâng pe faptul că nu pot construi apărarea primarului de Băți din motiv că judecătorii resping toate cererile apărării. În același timp, unele demersuri totuși au fost admise. Ca urmare, la solicitarea avocaților, procurorul a fost obligat să prezinte apărătorilor toate materialele dosarului. O parte din solicitările noastre au fost respinse, altele au fost admise. Noi ne-am expus asupra acestor subiecte. Până la urmă, instanța a obligat acuzatorul să prezinte materialele cauzei penale pentru o examinare mai obiectivă a pretențiilor noastre în legătură cu recunoașterea lui Renato Usatăi în calitate de învinuit. Orice solicitare a noastră cu privire la prezentarea probelor, cu privire la admiterea careva persoane în proces sau interogarea cu noi, deci ne sunt respinse și la părerea noastră nemotivată. Avocații au contestat și refuzul procurorului de a solicita o comisie rogatorie din Marea Britanie. Judecătorii însă au declarat o pauză, iar următoarea ședință a fost fixată pentru 14 martie, atunci când instanța urmează să se expună asupra contestației.